Săptămâna Patimilor este unică în Sfânta Biserică. Astăzi este Lunea Mare, iar până vineri în biserici au loc Sfintele Denii. Cuvântul denie vine de la slavonescul vedenie și înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Credințele populare spun că în Săptămâna Mare nu se lucrează, iar cine își dă ultima suflare în aceste zile va merge în iad, pentru că raiul este închis. În Săptămâna Mare postul se ține aspru. Se spune că în zilele de luni, marți și miercuri se mănâncă doar pâine și apă seara. Joia Mare este dedicată cinei cea de taină și este dezlegare la un de lemn. În Vinerea Mare și sâmbătă se ține post negru. Ursicele și oțetul trebuie evitate în Săptămâna Patimilor. Legenda ne amintește că Iisus, când era răstignit pe cruce, a fost bătut nemilos cu urzici, iar rănile i-au fost înțepate. Tropit cu oțet atunci când Mântuitorul a cerut câteva picături de apă, i s-a provocat și mai multă durere. De aceea, indicat ar fi ca în Săptămâna Patimilor să excludem de pe lista mâncărurilor aceste două alimente.